Bună dragii mei, bună suflete faine, vin astăzi către voi cu etalarea pentru balanță, pentru luna noiembrie, deci toți cei cu soare, luna, ascendent, descendent sau aglomerație de planete în balanță. Și haideți să vedem ce avem pentru voi, scumpii mei, pentru balanță. Ce mesaje, ce mesaje primiți voi din partea Universului? Au venit multe aici, nu pot să le iau. Ok, iau mai încet și totuși încearcă să fie autentic, numărul 9, numărul 39, uh, slow down, vezi? Iau o pauză înainte de a face ceva, gândește-te bine înainte de a face ceva, probabil că sunteți ușor impulsivi în această perioadă sau probabil că cineva din preajma voastră sau poate că voi vă doriți ca cineva să o ia ușor, să o ia ușor, ușor, da? Căutați autenticitatea sau poate că voi trebuie să fiți autentici. Acum vedeți voi că, na, cărțile astea pot fi citite și în oglindă, adică dacă nu sunteți voi, este cineva din preajma voastră. Este cerința voastră vis-a-vis -vis de cineva. Dar este posibil să fiți și voi, da? Să fie autentic. Poate că cineva își dorește ca tu să fii autentic, să fii așa cum ești tu și să nu improvizezi nimic, da? <coughs> să nu fii superficial protejează-i pe cei iubiți și aici văd că ai parte de o romanță sau cel puțin visez la o romanță, visez la ceva frumos, numărul 25 îmi face un 7 aici, deci e clar că este posibil să, uh, să fie vorba și de un vis, ca și cum tu visezi, îți dorești. Ok, încearcă să-i protejezi pe cei pe care îi iubești sau protejează ceea ce tu iubești sau poate că ești tu protejat de ceilalți. <cătă> Bun, hai să văd ce cărți ai și de aici. Am văzut Companionul, de mult n-am mai văzut cartea asta. Cartea celui fidel, celui credincios. Bun, hai să văd. Dar nu, transformare, uite, transformare. Ceva se transformă în viața ta sau îți dorești o transformare, îți dorești o schimbare. Probabil că ai stat o perioadă îndelungată de timp într-o anumită situație și ți-ai cam dorit ceva să se schimbe, ceva să se transforme. Multă rutină, multă plictiseală văd eu, <coughs> cumva, numai puțin, să-mi reglez vocea. Bun, îmi cer scuze. Ok, transformare, transformare, este momentul să te transformi sau cineva poate că în viața ta se transformă. Vedem, vedem ce ne apare și din tarot. Uite, și la capăt iarăși companionul, deși l-am amestecat, intuiția ta foarte bună, înțelepciune, uite, fericire. Probabil că în unele cazuri ai în ta o persoană care ți este extrem de fidel, aș zice eu, sau este cineva foarte fidel, sau poate că tu ești fidel cuiva, dar într-un fel sau altul îți dorești să trăiești o romanță, îți dorești să trăiești ceva frumos, ceva palpitant, ceva să te scoată din rutină, să te scoată din plafonare, să nu știu, te-ai plafonat într-o anumită situație, deși e ok pentru că ai, <coughs> ai liniște, ai pace probabil, na? în unele situații și ai vrea ceva, da? Vrei acea scânteie, visezi la acea scânteie, visezi la ceva să te, te ridice de acolo. Bun, mai vreau o carte pentru tine. Ia să văd. Power, puterea, numărul 11. Dorință, putere, ceva, vezi, expansiune. Expansiune. Să apară ceva în calea ta, să vină cineva în calea ta, să, să vină ceva nou. Bun. Visez foarte mult, foarte mult în această perioadă. Și aici, în, în cartea asta, mi-arată faptul că tu visezi. Vezi? Și atunci când dormi și când ești trează o dorință, dorința de a trăi ceva frumos. Bun, hai să văd. Uite, pentru tine am ales cărțile astea, nu le-am mai folosit de foarte mult timp. Uh, dar ce se sunt, că nu le-am verificat. Bun, hai să vedem. Ce am pentru tine, draga mea balanță? Și vedem, una, două, trei. ta, -ta. În prezent, tu, șaptele de cupe, păi da, exact despre ce vorbim. Vis. Dar a venit întors invers. Stați un pic să nu fie ele toate întoarse invers. Ah, majoritatea. Majoritatea. Să le mai amestec așa un pic. În mod conștient, nu mai mă uit la ele, le întorc ulterior. După, după, după le întoarcem. Hai să vedem. Și la capătul pachetului ce ai? Nole de, de pentacule. Ah, și pajul de aer. Și eremitul. Da, Aș putea să spun aici că, uite, și visătorul, cel care visează nebunul, îți dorește o aventură. Ai tot ce trebuie, ai, ai o viață împlinită, cel puțin mi-așa mi-arată cărțile în momentul ăsta, vis-a-vis -vis de situația ta, da, că ești ok, da, ești ok, ok, adică ai cam tot ce trebuie, dar ai cam vrea să stai așa pe gânduri, a fost o perioadă îndelungată, probabil, unde ai stat singur, ai fost singură și ți-ai dorit ceva să se întâmple, ceva să. Să vină ceva frumos în viața ta, nu știu, uite, asul de bâte, nebunul a, și lumea, nebunul și lumea și asul de bâte. Ai o pasiune, măi, și vrei să trăiești ceva frumos, știi? Nu știu, ai văzut că vin câteodată momentele alea în viață când, deși ai de toate, da, și ești calm, așa ești liniștit, toate bune și frumoase, te-ai cam săturat să visezi și ai cam vrea să primești, da, pentru că aici, șaptele ăsta de cupe, mi-arată faptul că tu vrei să ieși din vis și vrei să mergi către visul tău, da? Sau vrei ca ceva să se întâmple frumos în viața ta. Bun, în mod conștient, ai cinciul de uh, cinciul de cupe, dar întors invers mi-arată faptul că nu vrei să rămâi cu regrete, nu vrei să fii dezamăgit. Ai trecut, ai trecut peste perioada aia când cam mai vrea să o iei de la capăt, văd eu cu asul la debute. Mm, și nebunul, ca mai vrea să o iei de la capăt. Adică, uiți, aici e ceva de genul, am uitat, nu mă mai interesează, nu mai vreau să stau singură, singur, nu mai vreau să am parte de perioade din astea de plictiseală, vreau și eu să-mi trăiesc, să trăiesc viața. Ceva în genul ăsta simt eu mult la tine. Și hai să văd aici, șasele de băte. totuși frica de uh, a-ți exprima, vezi tu, tu vrei băta asta, dar ți-e frică să, să, pornești, pentru că apare ca și blocaj șasele ăsta de băte. adică ai vrea tu ceva, dar parcă n-ai vrea ca toată lumea să știe, nu știu, poate că ai o pasiune pentru ceva și vrei să o pui în practică, poate că ți se pare că pasiunea asta ta nu-i pentru toată lumea sau... Nu toată lumea ar trebui să știe că tu îți dorești un nou început. Uh. Ce-am mai văzut eu aici? Am văzut uh, pașul ăsta de aer întors invers. Poate că în unele cazuri <coughs> te temi de tehnologie. Posibil și asta. Sau nu mai vrei să fii suspicios, suspicioasă. Ai depășit. Ai depășit toate chestiile astea. Ești așa dornic sau dornică de un nou început. În trecutul tău aici văd împăratul. Mm. Împăratul. E posibil să fie o persoană foarte puternică. E posibil să fie o persoană care conduce, are un loc uh, uh, cum să zic eu? Are un loc special în societate, știi? Adică sau poate că ai avut de a face cu o persoană atât de puternică, o persoană foarte serioasă, uh, un un liter foarte bun. Sau poate că tu ești <coughs> uh, conducătorul unei societăți importante, poate că toată viața a trebuit să fie așa țiplă, știi? Și nu mai vrei. Vrei și tu să trăiești, vrei o aventură. E, cam asta văd eu aici la tine momentan, dacă nu mai vrei. Și dacă nu ai fost tu persoana asta în trecut, da, împăratul ăsta, poate că ai avut pe cineva în viața ta care tot timpul ți-a impus reguli, restricții, uite că tu trebuie să fii așa, trebuie să arăți așa, trebuie să nu știu ce, ta, 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 ta. și tu nu ți-ai trăit viața, simți că nu ți-ai trăit viața așa cum tu ai visat, da? Pentru că simt cumva la tine că ceea ce, felul în care tu ți-ai trăit viața este total diferit de ceea ce tu ți-ai fi dorit sau ceea ce tu ai visat. Și cred că în această perioadă te apuc așa, ai momente în care îți iei inima în dinți și zici, știi ceva, eu vreau să schimb ceva la mine. Eu nu vreau să rămân cu regrete, eu nu vreau să rămân, să visez o viață întreagă la ceva și să nu trăiesc acel lucru. E ca și cum toată viața ți-ai dorit să. Nu știu, să. ce exemplu să-ți dai eu ție, să nu sune ciudat, că suntem și pe YouTube, trebuie să mă gândești și la treaba asta. Uite, toată viața, de exemplu, nu ai avut voie să zicem <coughs> să bei cafea. Și zici tu, până la urmă, știi ceva? Eu m-am cam de restricțiile voastre și de prostiile astea, eu vreau să ies din tipare. Uite, asta e perioada când eu îmi doresc să ies în tipare. Simt aici că tu vrei să faci ceva nebunesc, ceva ce ție-ți se pare nebunesc. Pentru alții poate nu-i nebunesc, dar ceea ce vrei tu să faci acum e ceva așa nebunesc. Și în subconștientul tău ce ai. Asul de spade. Ești o persoană, da, ești o persoană care știe adevărul, ești o persoană care are claritate. Dar în același timp, vezi tu, parcă nu poți comunica, nu poți vorbi pentru că asta de spade, uite cum își târă, își târă copilul la spada după el. E ca și cum, băi, atât mi-aș dori de mult să vorbesc cu cineva despre pasiunea asta mea, despre ceea ce simt eu în acest moment, să, să dezvălui ceea ce, ce vreau să fac și totuși nu poți, da, deși ți-ai dori în subconștientul tău, tu ți-ai dori asta. Și aici, în viitor, văd că ești o regină de pentacule, regină de pentacule, o femeie de succes, practică, da? În cărțile astea e diferit. Normal, regina de pentacule este mama tuturor răniților, este soția aceea fidelă, cea care știe, care are grijă de toată lumea, nu care știe, care are, știe cum să aibă grijă de toată lumea, să împace și capra și varza, se lasă ea pe ultimul loc și tot așa. Dar aici eu văd o femeie de succes, da? o femeie care, care știe ce, ce vrea de la viață care știe ce vrea de la viață, dar am impresia că în viitor văd că ți se aprinde aici în sufletelul tău ceva și vrei să ieși din tipare. Bun. Și hai să vedem. Iar aici la capătul cărților văd că ai nouă led de pentacule, da? Noul de pentacule, independență. În alte cazuri mai poate fi și altceva. Faptul că tu îți dorești să fii o, o doamnă, un domn independent, da? Nu mai ai nevoie de nimeni, vrei să te debarasezi de toți ceilalți și să-ți urmezi visul, să-ți urmezi calea. Cred că pui bazele unui... unei noi vieți, aș spune eu, nu unui nou, un nou proiect, unei noi vieți. Pornești pe, pe o altă cale decât ceea ce ai făcut tu până în prezent. Și hai să văd. Ta ta ta, -ta. Cinci ăsta, să-l vedem aici. cei cu el. Nu vrei să ai regret, iau te iaute. regina de cupe și șaptele de, de spade. Da, iubești, iubești ceva, iubești să faci ceva, dar totuși nu vrei o ț ascunsă chestia asta cu șaptele de spade, totuși ți se pare ție că E ceva de genul, mh, ce mi-aș dori și eu să fac anumit lucru, dar nu pot, că eu am principii, știi? Ceva de genul ăsta și cred că aici pe tine te cam mănâncă în perioada asta să <gângă> să uiți de principii, să uiți de faptul că ai o anumită educație, să uiți de faptul că tu ești un anumit tip de persoană și să îți pui visul în aplicare. Aici cu șaptele ăsta de cupe văd că ești din confuzie. Întors invers, bineînțeles, văd că deja faci o alegere în prezent. Uh, nu știi dacă o să ai succes sau nu, pentru că apare ca și un obstacol aici, succesul ăsta, da? Nu știi dacă vei avea succes sau nu. Probabil că nici nu prea te interesează dacă vei avea succes sau nu. Ce te interesează pe tine este uh, să încerci, să încerci. Se pare că te-ai hotărât, ești hotărât, hotărâtă să încerci. Ceea ce să-ți atingi visul, da? Și știi cum e, dacă nu încercăm, nu aflăm. E, cam așa e și la tine, dacă nu încercăm, nu aflăm. Bun, <coughs> împăratul, împăratul, cine e împăratul? Steaua, o persoană publică, o persoană publică, poate fi cu steaua. Sau poate că este vindecarea ta da, după un anumit personaj. Vezi, vezi, tu că împăratul poate fi așa, un masculinul divin, da? poate fi o instituție, Uh, poate fi un tată foarte sever, da, care tot timpul te-a ținut așa în, în scurt, cum s-ar zice. Uh, depinde, depinde de la om la om. Po poate fi împăratul și steaua, deci poate fi o persoană publică, care vorbește în public, care are o funcție importantă și tot așa, care nu ți-a dat voie să visezi, care te-a ținut acolo în anumite tipare pentru că a trebuit să faci anumite lucruri și asta poate fi și văd că vrei să ieși din tiparele alea, zici, știi ceva, am băbiciorul în ele de tipare și de principii și de ce o mai fi pe acolo, eu vreau să-mi trăiesc viața, eu asta simt aici la tine, dacă o fi așa bine, dacă nu, asta e. Și să văd șapte ăsta, ce, mamă, câte că ți-a venit, diavolul, alegerea. Aici văd că doiul de băte tu alegi, alegi să ce? Cavalerul de băte și diavolul, au, leu, ai două alegeri, dar niciuna nu e bună. Ai de alege între două lucruri, dar niciuna nu-i bună. Și hai să văd eu ce-i diavolul ăsta. ce toxicitate toxicitatea asta? Ceva ce -ți se pare ție ușor toxic. ce toxic? Independența asta financiară. Nu ai banii necesari încă să faci ceea ce tu vrei să faci. Că de-aia mi-apare aici nouăle de pentacule. Dar îi vei avea. În cazul în care vrei să pornești ceva nou, da? Ceva puternic, poate fi aici, visezi la ceva. Uh, vei, avea. <coughs> vei avea banii ăștia, văd. Asta ți se pare toxic, independența asta financiară, poate, în unele cazuri. În alte cazuri, că nu primești ajutorul nimănui pentru că ești singură, singur. Mai dă-mi o carte acolo pe diavol. Ia uite, marea preoteasă, trebuie ținut secret, da? Nu poți să te alături cu, nu poți să-ți găsești echipă pentru că e ceva secret, e ceva ce probabil că nu trebuie împărtășit cu toată lumea. Mai poate fi și asta. Ia. Și cinciul de spade. Nu știi ce să faci, să renunți, să nu renunți. Păi nu știu dacă ar trebui să renunți. Vedem la urmă dacă ar trebui să renunți sau ar trebui să-ți urmezi visul. Ia să văd. Ți-e frică? Poate că în unele cazuri e vorba de o nouă afacere, da? <coughs> Vrei să încep ceva nou. Numai puțin că <coughs> cu vocea asta mai e jale și prăpădă. Bun. <coughs> deci, nu știi sigur, voi avea succes, nu voi avea succes, voi pierde niște bani, nu voi pierde banii pentru alții dintre voi, poate fi și asta. O investiție foarte mare poate fi, da, cu un risc, pentru că avem nebunul acolo, să nu uităm treaba asta, poate fi și asta. O investiție care ați vrea să o faceți într-un într anumit proiect și nu știți sigur dacă va avea succes sau nu va avea succes investiția aia și vă este teamă să nu pierdeți, da? să nu existe și o pierdere aici. Bun, șasele de Uh, Băte, ia să văd. <coughs> concurență, uite, și aici sunteți voi, balanța, aveți dușmane, aveți inamici, aveți. Da, nu sunteți singurii care. sau probabil că dacă ați aplicat undeva, să zicem, v-ați băgat cv undeva, unde vreți un post sau <coughs> o promovare sau e ceva acolo, da, important. Nu sunteți singuri, aveți concurență și voi știți asta. Poate fi pentru unii dintre voi, da, un, un, nou proiect, vrei să începi o afacere și știi bine că ai concurență, că na, nu e ceva unic. Probabil că vrei să, uite, să zicem așa, să dau un exemplu, vrei să-ți deschizi o cafenea și te gândești, băi, unde, -o, unde ar fi cel mai potrivit să fac lucrul ăsta? Care ar fi investiția? Oare nu risc eu prea mult? Oare nu cumva bag eu banii ăștia și o să pierd pe toți? Sunt chestii aici. Ai concurență din câte văd. Și nu știi sigur dacă va avea succes sau nu din cauza concurenței. Hai să văd asu. O, da, uite, muncă. Muncă, muncă. Tu știi tu ceva acolo? Știi tu ai tu ceva în subconștientul tău? Te gândești tu că implică toată treaba asta foarte multă muncă. Uh, dar na, nu știu ce să zic. Ia, să vedem. Uite, ai dorință cochetez cu ideea asta, cochetezi cu ideea că o fi, a fi sau a nu fi, cam așa e la tine. Și hai să vă regina asta de pentacule până la urmă, asul de cupe, până la urmă văd că și 10. Deși ți este foarte greu, văd că până la urmă uh, ai parte de un nou început. Pentru alții dintre voi poate fi vorba de dragoste, pur și simplu. Deși este foarte greu, <coughs> aveți parte de un nou început în dragoste. Da? Cu riscul, Că veți avea multe de dus, da? E ca și cum nu cărați numai bagajul vostru, probabil că o să cărați și bagajul altuia. Și hai să mai văd o carte aici. Și cinciul de cupe. Hm. Da, și cinciul de cupe. Cinciul de cupe vine cu lacrim, cu regret și magicianul. Dar vă ridicați foarte repede. Da, vedeți, voi vine o perioadă așa în care tu ești sigură pe tine și optul de posibil să faci un drum. <coughs> măi, dar ce Dumnezeu are gâtul ăsta al meu, că nu pot să vorbesc. Nu pot să vorbesc. Bun. Asul de cupe mi-arată faptul că tu vrei începutul ăsta și probabil că vei avea parte de începutul ăsta. Nu-ți va fi ușor, deci îți va fi foarte greu. Uh, vei vărsa aici și niște lacrimi sau vei avea un regret în legătură cu ceva, dar magicianul îmi arată faptul că tu ești în stare, da? Ești în stare, ești capabil, ești în elementul tău, ai tot ce trebuie, nu-ți lipsește nimic, Toată chestia e să te bazezi pe tine și să mergi mai departe și știi cum se zice, dacă nu încerci n-ai de unde să știi. În alte cazuri văd că vrei să renunți aici, nu știi ce să faci, să renunți sau nu renunți. Eu zic că nu renunți. Cred că până la urmă mergi către succes. Uite, mergi către car. Și da. Da, da, da. Noi oportunități, noi șanse. Și hai să văd și ce mesaje ai de aici. Ia, să văd. Separare, separare. Poate că trebuie să faci o separare, poate că trebuie să te... Stai un pic să mai vedem. Hai să nu vorbesc prea repede. Deci, în unele cazuri mi apare separare. Poate că, că treci printr-o separare sau poate că trebuie să te separi de cineva trebuie să te separi de cineva pentru a avea parte de acest nou început. Poate că vorbim și despre treaba asta, având în vedere că, de ce? Justiția aici, da, e cartea ta să nu uităm treaba asta. Totuși, mai poate însemna și un divorț. Poate că unii dintre voi treceți printr-o separare. Poate că și asta este posibil. Este momentul să vezi adevărul în această situație. <coughs> revitalizează sănătatea. Poate că de aceea am eu voce asta extrem de mănec în continuu astăzi, nu știu ce Dumnezeu. Am cel puțin la citirea voastră, dacă n-am mi-am reglat vocea de 100 de ori. Uh, dragostea ta nu are timp. Merge până la infinit. Dar este nevoie să te vindeci. Măi, ce mesaje ți-au venit ție de nu vine să cred aici. Parcă nu se leagă, parcă Ok. Ce chestie. Posibil ca unii dintre voi să treceți printr-o separare. Nu zic nu. Posibil. Poate că de ce mi-a venit justiția, da? Și este momentul să vă reglați, este momentul să vă vindecați, să vă reveniți la normal. Chiar dacă în sufletul vostru voi încă iubiți pe cineva. Pentru unii dintre voi este mesajul ăsta. Iar aici îmi spune că trebuie să te focusezi către viitor, da? să te, te focusezi către ceea ce urmează. Făți aliați, uite, făți aliați, teamwork, da? muncește în echipă. Este momentul să te, poate că trebuie să te separi de cineva și să-ți găsești o nouă, o nouă, echipă, de aceea mi-a venit și caro aici, ca și cum tu trebuie să te eliberezi dintr-o anumită situație și să mergi, să vezi alte perspective. <coughs> sunt al alte persoane care te pot ajuta, da? Sunt alte adică fundația veche să o lași un pic să, nu mi-a părut turnul dar să o lași un pic să se derâme cumva vezi că nu faci echipă bună cu cine ești în prezent, s-ar putea ca într-o altă direcție să găsești pe altcineva care te conduce către succesul tău, către steaua asta na, nu știu ce să zic, pentru alții dintre voi văd că apare o nouă dragoste da, dacă vorbim de iubire, dar dacă vorbim aici, parcă, nu știu, la voi nu mi-a apărut așa de mult iubire cât mi-a apărut mai mult, deși văd dați ăsta de cupe aici, uh, mi-a apărut mai mult uh, ideea aceea de a face un un nou proiect, nu știu ce, ce aveți voi aici, un plan, aveți un plan de viitor bine pus la punct, dar totuși riscați ceva bun. Hmm sunt îs mult, îs multe lucruri de spus pe cărțile voastre, dar momentan lăsăm atât. Important este să... Cam mai e ideea. Trebuie să te debarasezi de cineva pentru a te băga într-o altă echipă, ceva de genul ăsta. E ca și cum, uite, sunt două echipe, roșii și verzi, da? Și tu ești în echipa acelor roșii. E, cu aia roșii nu o să ai succes. Trebuie să te muți la cei verzi ca să ai succesul la pe care tu ți-l dorești. Cam asta văd eu aici la tine momentan. Da, în ciuda faptului că ție îți plac cei roșii sau îți place culoarea roșie. Știi ce vreau să zic? Da. Dar dacă vrei un succes adevărat, trebuie să muți echipa, să schimbi echipa, să te separi de cineva și să intri într-o altă echipă. Acum, dacă vorbim de o relație, probabil, acum nu vreau să vă, Doamne ferește, vă despărțiți sau mai știu eu ce prostii, dar probabil că ceva nu merge bine acolo, da? Și pentru a trăi visul tău, tu trebuie să te separi de o anumită persoană pentru a întâlni un rege de cupe, să întâlnești altceva, o altă... Uite, gemeni pe aici. Să întâlnești pe altcineva. Na, să întâlnește alt tip de oameni, alt fel de, de persoane. Bun, drăguții mei, cam atât am avut eu pentru voi. V-am pupat și să fiți iubiți. Numai bine. Ceau!